la putere, am ținut să fiu prezent în piața universității și la universitate pentru a mi-arăta modestul omagiu, aducerea aminte și pentru a păstra viu în memoria și generațiilor tinere acest moment dramatic din istoria post-revoluționară a României. În 13 iunie, regimul comunist condus de Ion Iliescu, după ce câștigase alegerile în Duminica Orbului, a decis, după o scenare penibilă, să facă apel în prima fază la forțele de ordine și după aia să facă apel la mineri pentru a călca în picioare demnitatea tinerilor, intelectualilor, oamenilor care aveau o puternică convingere anticomunistă și în favoarea libertății. Iar după data de 13 iunie au urmat crime, scene de o brutalitate inimaginabilă, anchete făcute de procurori, bătăi ale tinerilor nevinovați, administrate fie de mineri, fie de organele de ordine. Nici până astăzi, dosarul numit Mineriada, un dosar care trebuie să facă dreptate, nu este finalizat, iar vinovații nu sunt pedepsiți. Fac un apel către magistrați, măcar după 30 de ani, să trateze acest dosar așa cum trebuie tratat. Să facă lumină, să stabilească adevărul și să-i pedepsească pe vinovați. Lucrurile abominabile care s-au petrecut în zilele de 13, 14 și 15 iunie au lăsat urme adânci în conștiința românilor, au reprezentat o pată pe obrazul României zeci de ani și această pată trebuie scoasă de pe obrazul României, iar lucrul acesta nu poate fi realizat decât prin pedepsirea celor vinovați. Manifestația din piața universității a fost o manifestație pentru libertate, pentru democrație, pentru demnitate, o manifestație la care au participat oameni frumoși, oameni care au visat la o Românie democratică și oameni care, până la urmă, au reușit să aducă România acolo unde este locul, în marea familie euroatlantică a țărilor democratice care respectă individul cu drepturile și libertățile sale fundamental. De asemenea, am onorația domnului rector al Universității Preda, momente minunate care sunt imortalizate în această expoziție și, în ultimul rând, am discutat de un proiect pe care îl consider un proiect de suflet, și anume proiectul de restaurare a Palatului Universității. O clădire emblematică, nu numai pentru București, ci pentru România. O clădire și o instituție care merită respectul guvernanților și care merită să arate așa cum probabil a arătat atunci când a fost inaugurată și ca atare. Am discutat de proiectul de
restaurarea universității, pentru care guvernul a aprobat acum două săptămâni indicatorii tehnico-economici și vom accelera toate etapele astfel încât să ajungem cât mai rapid în faza de construcție care să redea fața adevărată Palatului Universității. Dacă aveți întrebări. N-am ce să comentez. Nu există nicio legătură între declarații și răspândirea epidemiei. Mesajul meu este simplu. Decizia de prelungire a stării de alertă nu este politică, ci o decizie care este fundamentată științific, care are în spate considerente privind sănătatea publică și care este singura soluție, o soluție indispensabilă care să permită autorităților și specialiștilor să apere sănătatea și viața românilor. Deja i-am urat la mulți ani în gând și cu siguranță o să-i urez la mulți ani. Procedura instituită prin hotărârea de guvern pe care am adoptat-o pentru modificarea hotărârii de guvern pentru instituirea stării de alertă, INSP-ul face evaluarea pe baza metodologiei și decizia se ia în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Când va fi luată decizia, o vom anunța public. Lista pusă de domnul Cristian, ce e cu ea? Adică, o anunțăm, este o oficială, este pusă pe lista de oameni. Hotărârile CNSU trebuie publicate în Monitor oficial. Vom cere pentru 30 de zile. Am încredere că va exista o majoritate în Parlament care să înțeleagă nevoia prelungirii stării de alertă și care să înțeleagă faptul că nu pot să pună în pericol viața și sănătatea românilor numai ca să obțină câștiguri ieftine de natură politico-electorală. N-am avut nicio discuție cu cei din PSD. Ați avut o discuție, domnule premier, cu specialiști referitor la spitale, pentru că sunt foarte mulți bolnavi care așteaptă mult la intrările în spitale și unele secții sunt blocate prin un pacient infectat cu COVID, de exemplu. Și există o problemă. Cel mai potrivit să vă răspundă la întrebare este domnul ministru al Sănătății. Sigur că am avut discuții numai cu domnul ministru al Sănătății, ci și cu conducerea Ministerului Sănătății, cu specialiști în domeniul sănătății. În momentul de față nu mai există nicio restricție în internarea persoanelor care doresc să se interneze. Spitalele au obligația să primească pacienți care au nevoie de tratament sau de intervenții în spital. În ceea ce privește spitalele COVID, spitalele de suport. Aceste spitale de suport au fost selectate de asemenea natură încât să afecteze mai puțin spitalele, să spun, mari. De exemplu, spitalul, în, vă dau două județe, dragi PSD-ului. Deci în Olt, spitalul nu a fost spitalul din Slatina, ci a fost spitalul din Caracal. În Teleorman a fost spitalul din Roșior, nu spitalul din Alexandria. Au intrat ca spitale COVID, spitale județene, cum a fost cazul spitalului de la Suceava, atunci când a existat o infecție foarte mare, o răspândire foarte mare a infecției. Și asta era singura soluție.
În general, am căutat să păstrăm capacitatea spitalelor de a trata pacienții și, la ora actuală, este o chestiune și de management al spitalelor. Vă readuc aminte că din 360 ceva de spitale, cea mai mare parte a spitalelor nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății, sunt în subordinea autorităților locale, iar aici managementul acestor spitale și, de asemenea, autoritățile locale care le au în subordine, trebuie să asigure tratarea oricărui pacient care are nevoie de servicii spitalicești. Mulțumim. Vă mulțumim. În ultima vreme, instituția Avocatului Poporului are niște atitudini și acțiuni care o transformă nu în avocatul poporului, ci în dușmanul poporului. Vă readuc aminte numai ce a făcut adjunctul Avocatului Poporului, transmițând o adresă în care se oblige pe directorii de spital în care au fost tratați pacienții bolnavi de COVID că sunt instituții cercetate pentru tortură. Încercând să-i transforme pe medici, asistentele, tot personalul care a luptat în prima linie pentru tratarea persoanelor infectate, care și-a pus în pericol chiar sănătatea, viața lor și a familiilor lor, în așa zici torționari. Este rușinos ce se întâmplă. În ceea ce privește temperatura, de măsurarea temperaturii, dacă vă uitați, există multe țări această măsură prin care, practic, este ajutat chiar omul. Pentru că dacă află că are o temperatură, își pune semne de întrebare și poate să își facă analize sau să ia o decizie care să îl ajute. În ceea ce privește prezența la examen, ea este reglementată. Nu cred că avocatul poporului are vreun motiv să ia pozițiile publice pe care le ia, decât vreun motiv de natură politică. Pentru că în ultima vreme se pare că se comportă mai mult ca avocatul PSD decât avocatul românilor. În ceea ce privește persoanele care nu pot să dea examenul, e vorba de ambele examene, se va organiza o sesiune de examinare ulterioară, la 2 săptămâni. Vor avea dreptul de a da examen. Asta este decizia care a fost anunțată. Niciunui copil nu-i va fi răpit dreptul de a-și da examenul și, în baza examinării, să poată să urmeze fie să se înscrie la un liceu unde dorește, fie ulterior să-și urmeze cariera universitară în cazul în care dorește să aibă o carieră universitară. Domnule Orban, ați revenit puțin la lista țărilor care necesită o izolare. Când va fi făcută publică și odată la cât timp se va... Mulțumesc! V-am spus, hotărârile CNSU se publică în Monitor Oficial. Când se va publica Monitor Oficial, va deveni, iar evaluarea discutată cu colegii din CNSU se va face săptămânal. Săptămânal, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică, care va propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență, săptămânal vom lua decizia țărilor care sunt sub coeficientul ăla 5 indicat. Săptămânal vom avea lista. Sigur. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult!